Vroiam să vă spun câteva cuvinte despre polenizarea cu bondar pe care o folosim de vreo 4 ani în serele noastre. Aici avem tupul cu bondar, unde sunt foarte vioi. Acum sunt puțin mai leneș, deoarece afară plouă și sunt un pic cam frig. Beneficiile acestei polenizări sunt foarte multe. Avem undeva o producție cu 10-20% mai mare. Fructele sunt foarte mari, de calitate. De fapt, noi avem toată gama de prădători naturali, inclusiv ce înseamnă trips, apide. Este un avantaj foarte, foarte mare, deoarece nu trebuie să mai polenizăm, nu mai trebuie să stimulăm fiecare plantă în parte. Noi folosim și la tomate, și la capia, și la castraveți, absolut tot ce ține de aceste culturi. Uitați, așa arată o plantă polenizată cu bondari.